început exact acum 12 ani, când făceam sport, am mers și am alergat. Am așezat ceva, deci am dat piciorul stâng un pic spre dreptul și atunci am simțit că a trosnit ceva la spate. Am mers, am făcut tremeneu și mi s-a depistat ternia de disc. M-a internat în spital, că practic am căzut în genunchi, deci nu mi-a mai simțit picioarele. Am făcut fizioterapie, injecții, nu mai țin minte de atâția ani și după aia, acum 2 ani. Am morțelă pe piciorul stâng și dureri în partea aceasta, în spate, deci cuțite dădeau. Și practic se îndoia piciorul. Iar acum, de ultimile zile, durerea este... În cazul de azi vorbim de o pacientă în vârstă de 47 de ani. S-a pus diagnosticul de hernie de disc L5-S1 pe partea stângă. Pacienta a urmat un tratament medicamentos și fizioterapeutic, a cedat durere, dar a mai avut un episod după 4 ani, un alt episod de acum 2 ani, dar de 6 luni aceste dureri au început să aibă intensitate mai mare. A făcut infiltrații locale cu dexametazonă, a făcut și tratament fizioterapeutic, dar din păcate durerile n-au mai cedat și pentru acest motiv s-a prezentat la clinica noastră pentru o intervenție minim invaziv, intervenție care din fericire nu necesită o recuperare foarte lungă, este vorba de o tehnică endoscopică, se numește endoscopie spinală tesis, care constă într-o incizie foarte mică la aproximativ 10 cm, 12 cm de la un caz la alt, de la linia mediană a coloanei vertebrale. Evoluția postoperatorie o să fie bună, pentru că este o tehnică minimă invazivă, nu trebuie să stea pacientul o perioadă lungă la pat. După cam 15 zile începe recuperare și atunci pacientul chiar o să simte mult mai bine. Am intrat dimineața la 8 și 10 în operație, m-am trezit pe la ora 14, cam în jur de 14:30, 15 m-am dat jos din pat și am mers drept, deci nu cocoșată cum am venit la operație. Nu mai am niciun fel de durere. Îi mulțumesc domnului doctor Javad Latif. Colaborarea cu domnul doctor a fost foarte, foarte bună. Am avut încredere în dânsul și am mers pe mâna dânsului, care o mână de aur. Nu am decât 5 zile de la operație și după cum ați observat, merg foarte bine, ceea ce, datorită acestei aparaturi și domnului doctor, a fost ca o minune dumnezeiască.